Vladimir Putin îi va preda puterea câteva zile lui Nicolae Patrușev, un fost șef al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, continuatorul KGB-ului. Putin ar urma să fie operat de cancer, a afirmat o sursă de la Kremlin, citată de publicația britanică Daily Mail. Îl va numi așadar în locul său pe Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului Rus de Securitate și fost șef al FSB. El ar urma să coordoneze atacurile în Ucraina cât timp Putin ar fi operat. Patrușev are 70 de ani și este considerat un arhitect cheie al strategiei de război și omul care l-a convins pe Putin că neonaziștii au pătruns în aparatul de stat al Ucrainei.